Biblia spune în cartea Proverbe, învață-l pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. M-am atașat foarte mult de acești copii, petrecând câtva timp împreună cu ei, a fost o răsplată această sărbătoare. Știți ce sărbătorim astăzi, nu? Da! Da! Pentru ce ne-am întâlnit noi aici? Ștefa! Despre ce? Paște! Crăciun! Crăciun! Sărbători fericite și abia aștept să văd spectacolul pe care l-ați pregătit. Total, în cursul anului școlar 2018-2019, s-au prelândat 120 de copii în cadrul programului AOANA. Și banii aceștia au venit dintr-o țară foarte îndepărtată ca să îl găsească pe Domnul Iisus Hristos. Această poveste, în primul rând, m-a marcat pe mine când am citit în Biblie. Dar la un moment dat a apărut o stea mai interesantă, mai specială. Și această stea, acest urmaș care era într-o țară îndepărtată, le-a spus că în Iudeea s-a născut un împărat deosebit. Povestea totdeauna a captat atenția copilului și totdeauna când vorbim liberi sunt mult mai atenți decât atunci când citim. Și i-a spus în felul următor, duceți-vă și căutați acest împărat de curând născut și dacă îl veți găsi, dați-mi și mie de știre. Dar el era șmecher, era vitriar. Și nu dorea să se închine acestui împărat de curând născut. Asta e un prim rezultat pe care îl putem observa în timp ce povestim, cum copiii ciulesc urechile, deschid mari ochii și ne sord din priviri. Copiii cu liderii aprofundează învățăturile, istoriile biblice, repetă versetele memorate în cadrul comun. Către vreme de Crăciun, cu o Biblie în mână, în biserica din sat, predica zelos păstorul cu Duh Sfânt și devotat despre văduva sărmană, care printre ce a avut, a adus și ea la templu cei din urmă doi bănuți. Frații mei, spunea păstorul, mulți au dat arginți și zloți. Văduva, ne spune Domnul, i-a dat mai mult ca toți. Simțit că dintre poeziile pe care le știu se potrivește cel mai bine aceste versuri scrise de Costac Ioanid. Și de nu a dat atâta cât a dăruit Zacheu, dar a dat cu voie bună, cum e drag lui Dumnezeu. Și a doua zi creștinul ca un bun misionar, pe la alt Zachei prin viscol, alerga zicându-și ea, ei au bani, eu am credință și astfel Domnul care e bun va îngriji ca și săracii să se îmbrace de Crăciun. Amin. Acum, fetița încântată că și-a văzut veșoarele, s-a bucurat că le-a văzut pe fete. Dar ce ziceți? Când a văzut pachetul s-a bucurat și mai tare. Ca și eu și care. Atunci când vorbești expre pentru ei sau aduci povestea în viața lor
ceea ce și la ei s-ar putea întâmpla acest lucru, poate că, wow, oare mi se poate întâmpla și mie? În mintea lor se poate năzări o astfel de idee. A mers repede la îmbrățișa pe față și a văzut că în pachet stătea în un ursuleț de pluș. Și așa de mult s-a bucurat de acea fetiță, încât un an și jumate tot lângă ea rățină. Îl ducea la biserică, îl ducea în bucătărie, îl ducea la grădiniță și ghiceți cum i-a pus numele. De fiecare dată încercăm cu acești copii, fiindcă vin din diferite medii, diferite familii care nu le oferă tot ceea ce au nevoie, încercăm să le oferim noi acest lucru și, dacă se poate, prin cuvintele noastre, prin poveștile noastre care se mărbăteze și se ridice, atunci facem tot posibilul. Tot ceea ce eu primim foarte dat ursulețul ăla, fiindcă atunci când dai, din ce ai tu mai drag, fiindcă ursuleți l-au avut cel mai drag la inimă, a primit și mai mult decât a crezut. Ce ziceți? Credeți că e adevărată această poveste? Da! Știți de ce? E adevărată. Fiindcă acea fetiță micuță... Erai tu! Eram eu. Și am dorit în mod deosebit să le dăm exemplu, trăirea noastră, problemele și totuși binecuvântările pe care le primim în această viață și cel mai bine este atunci când tu poți să dăruiești ceva. Și am dorit ca și cuvintele noastre să le dorim din propria noastră experiență. Din inimă, poate chiar fără un program anumit, dar totuși pregătit, am dorit să împărtășesc această poveste cu ei, știind că se apropie sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, când toți trebuie să fim mai buni. Și așa că le-am spus și experiența mea. Punem un foarte mare accent și pe spontaneitate, pe inspirația Duhului Sfânt. Până la urmă, credem în lucrarea aceasta supranaturală a Duhului Sfânt, care ne inspiră, ne călăuzește, ne vorbește și vrem să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt în tot ceea ce facem, pentru a avea un impact cât de mare se poate în viețile acestor copii. Pentru că iubirea de Dumnezeu, fiind cea mai mare poruncă dată de Dumnezeu omenirii, ne dezvoltă pe noi în toate aspectele, atât în Duhul nostru, în sufletul nostru, cât și în relațiile noastre cu cei din jur prin trupul nostru. Sperăm în viitorul apropiat să vedem cum această povestire încolțește viața lor prin trăire, trăirea luminii. Și fiind un exemplu prin comportamentul lor, să poată să întoarcă bine când sunt înconjurați de rău, să poată face bine când ceilalți le vor face rău. În moment ce noi iubim pe Dumnezeu, asta se dovedește practic iubind pe semenii noștri. Lucrurile acestea sunt de neapărat importanță, trebuință în viața copiilor. Și asta îmi doresc să reușească și copiii aceștia, cărora le-am povestit, să înțeleagă mesajul Evangheliei și să îl poată duce și altora, să fie steluțe în casele lor, în cercul lor de prieteni, să ducă lumina mântuirii, să ducă lumina Evangheliei, să ducă pe Iisus Hristos. Povestea despre marele cadou oferit de Dumnezeu omenirii, Iisus Hristos, această poveste este foarte important să o știe fiecare copil, fiecare bărbat, fiecare femeie. Prin poveste, prin auzirea mesajului biblic, se naște credința în sufletele oamenilor, în sufletele copiilor. Și am văzut copiii care de la vârsta asta l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și ce au decis la vârsta copilăriei a fost valabil pentru toată viața. Eu am primit credința printr-o povestire la vârsta copilăriei și am devenit
și la această vârstă iubitor de Dumnezeu și iubitor de oameni și m-am pus la dispoziția semenilor mei știind că există o răsplată și aici și după moarte. Sunt asigurat în Hristos Domnul, am bucuria că am viața veșnică prin credința în Iisus Hristos. Credință care am primit-o din copilărie, de la unele povestiri ca acestea.